Bă, băiatule, bă. Ce sunt lasă așa cu bliț. Ce faceți, mă, fraților, mă? Bă, băiați, ce, pe ce ați picat, ce băi, de mai bețe? Ce păi le mă de gândă. Mă, pe ce ați picat voi de beți așa într-o s-o pic, ce vă distrați? Să s-o tu-i mas proaspăt, o suc amicul de pic. De bețivă. E proasta, mă, să tu. Nu, mai e bună proasta mai e. Hai, mai știe lumea, eu sunt colea. Ea e Bilica. Barusanta. Pe toată lumea așa de încolo. Filmează el să mă vadă. Ea e Bilica. Uf. Mamă, ce frumos e pe terasă așa. Toată viața așa ți-a plăcut. Aici stăm toată, toată viața. Mă, el își laudă ce terasa, cafeaua, ce mai laudă el. Mă, Florini. Florini. Găinile. Hai să spun ceva. I-a dat Ștefi, l-a sunat. Ștefi Bos. Da, l-a sunat pentru operație. Cine? La Turcia. El când a văzut o femeie acolo întins, arăta bine femeia. El nu mai avea treaba să vorbească de mine. El să pună omul pe femeie să vadă acolo bine. Mă dă așa un film așa. Dar cine e în casă de a prinsă becurile? Eu am aprins becul. Lasă că nu-l văd și de aici. Și ce făcui? Făcui ceva greșit. N-ai făcut nimic. Ai uitat de mine, te vedeai la femeie dacă se simte bine. Eu întrebam, bă, femeie, e bine, te-a operat, avea 2 ore de operație. A, și tu trebuia să... Dar nici nu o cunoșteai. Și operație a făcut, avea 80 de kilograme. Eu nu înțeleg de ce a vrut să mai slăbească. Dar de ce întrebai tu dacă are bărbat? Ce te interesa? Dar ce, bă, ce ați făcut lumea cu gestul așa? Ce, mă? Hai noroc, frățiorii mei. Cum gândește, mă, acolo? Uite, frățiorii mei. Au, Doamne Dumnezeule. Bă, ce facem, bă, băieților, bă? Așteptăm iar. Ce trebuie mai cu capul Martin Radu? Să nu mai stai cu noi că ei darul beție. Mă, de ce i-ați dat să bea astăzi, în timpul săptămânii? Că el bea numai sâmbătă și sâmbătă. Cine v-a pus să petrece asta? Azi, e marțea strâmbă. Marțea strâmbă. Păi dacă a luat-o de marți, tu îți dai seama că toată săptămâna cineva trebuie să-l suporte? Și păi am luat-o. Bă, băiatule, bă, 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 băiatule, bă, bă. Păi ce n-ai, bă, luat-o pe urmă lui Baba Colița? Păi am zis mai devreme, am zis pe vlogul meu azi de aseară. Pentru că bunicii mei din partea mamei și a tatei, erau alcooliști. După 60 de ani băgau o țuicuriță și băga cam prea mult. Au trăit 100 de ani. Omul când bea este numărul 1. Poci. Păi mă, când bea mai bine pe asupra. Eu nu am vorbit de rău de neamul vostru. Am zis că era moștenit neamul, moștenitura asta am vrut să zic. Da, nu darul, că neamul. Vă deranjez. Ia uite ce cu minte sunt. Da. Când beau o bere cu voi, beau un șpriț. Uite ce frumos e seara. Marco. Lume, lume! Eu zic, să ieși din neamul ăsta, din gașca asta. Bă, și eu acum și mai bine. Erai și tu omul, blai, cu legume, lumea, făceai bani în sat. L-ați stricat, l-ați făcut. Ascultă-mă, om. Ascultă-mă, bat tobele. Ca împăratul roșu. Mm. Lume, lume, am fată de măritate. Pale. Mă, ăsta trebuia să... Care vrea să se scrie, să facă podul de aur. Da. Vă scrie la licitație. Ăsta mă mărită de 10 ori pe zi. Vă scrie la licitație pe canalul Bubu Mei să la scrie. Da. Am fată de măritate. Da. Probat de blogurile tale, bași pe ea. A? Parcă eram logodită, ce ai făcut? S-a spart logona. Păi când a venit din Turcia, a operat așa, a făcut frumos. Păi ai zis altceva acum, ai spart logona. O spargi, o repari, o spargi, o repari. Am zis în septembrie. Mai întâi să facă podul de aur. Mă, nu podul de aur, că cine... Am zis în septembrie, când o da vinul ăla bun să bem, vin de butură. O să bem. Atunci va fi nu trebuie de mult la lume să bea. Apă rece, suc, cu tot cu băutură. Apă la nuntă, n-ai să vezi. Mă, știi cum Lumina, el trebuia să fie la televiziune să-l băgăm, că îi place să vorbească mult. În locul lui Dan Negru trebuia. Prezentator? Da, prezentator, că vorbește cam mult. Ce laudă. A venit și Maco din sat cu gândul că la nunta mea și uite, a rămas acasă. Nu vrei tu să fii Lady Gaga? Ce să fii? Lady Gaga. A, Maco, pentru asta ai venit? Da. Eu vreau să fiu aia. Care, mă? Aia, când cum îi zice? Nici eu nu știu, mă, cum mă trezești și eu atunci care se înceartă cu lumea de la Parlament. Te trezești, Șoșoacă.
Trebuie să și o mireasă. Că seamăn eu cu ea mai mare așa. Nici eu nu știu șoacă. Hai, frățioare, hai noroc și la mai mare. Bă, dă-i noroc. Cu ce să mă dă oamenii, că nu mai are nimic în boară. Da și voi o tură de bere, eu am dat. Cineva dă noroc. Hai, săracilor, da și voi o bere. Hai, băgați. Nu, cum, nu dai și o bere. Păi, bă, ce faci? Nu mai bem, ajunge câte o bere, mai băut la mine din aspa. Păi da și voi o tură. Dormi două ore și acum... Și iar ai băut. Eu am mai băut, fraților, am băut bere neagră, am băut de toate. Mai băgut bere. Știi cum fac eu? La maică ta mai te duci? Tu te oprești tu clima din aer condiționat. Lasă să meargă acum. Po mai arăzim. Clima din foișor oprești tu. Și de mai duci? De unde? Po cum să nu mă duc? Unde? La maică să. Hai du-te. A zis rămân astăzi... singur și spart. A zis astăzi că tu astăzi ai petrecut, dansai pe live-ul și maica sa era rău. Auzi, când o fi și lui maica ta rău, așa face și ea. Că nu-l mai lua singur acasă. Păi am văzut. Uite, se bea, se bate de petrece. Am văzut. Bă, dar tu s-așa, da. Da, mă, rece ca un om mort. Auzi? Păi ce crezi? Că pune ma cu mâna pe mine, ia bă, tu ești rece. Păi da, eu-s mort. Ia tu? Tu ești viu, eu-s mort. Doamne ferici. De ce i-ați făcut lui Macu? Macu e planton. Ba cum m-am atrezit de planton. Macu e planton, fraților. Auzi, mai dăm drumul la muzică. Nu mai, nu mai gata, mai ho, să ne mai auzim și noi. Unul pe altul. Bă, dar vă deranjează muzica? Eu fac muzică de ascultare. Ba pe Lady Gaga, pe... Nu mai e, nu, e despre ascultare. Ce frumos e pe... Cine vrea să vină la mine aici în bătătură? Să vadă găinile ăia, care a făcut toată mizeria, că care toată bătătură. Da, da, bă. M-am vrut de pureci, uite. Da, pureci. Auzi, dar găinile mele, ia uite ce ouă. Unde bă, 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 Florine, căuta ouă, ci că le luvarăți voi ouăle. Și găinile lui nu mai fac nimic. Bă, nu mai facă le ții colo în coteț. Dă-le drumul la iarbă verde. Mai bine să nu mai dai. Dar voi ați mai luat și voi mâncare la găini. Cum să nu? Mâncă iarbă, nu mai dă nici mâncare. Ăsta nu cumpără, cumpără o dată la 3 luni. Nu, ce zici? Dacă le-a cumpărat și concentrat. Mă, unde-i puiul? Mai trăiește puiul? Ia puiul. Laurențiule, mai trăiește. Laurențiu, unde-i Laurențiu? Duce să zice să plimbă Laurențiu. Unde? Lumea altă. E pe lumea înaltă. Du-te, mă, ia vezi. Să plimbă Laurențiu pe lumea altă. Cum să nu? Unde? Du-te lumina ia pe Laurențiu, dă-i pus să-i astăzi. Păi i-ați dat apă mâncare. Da, da. Du-te să vezi. Nu e în cutie. Mamă, Laurențiu. O tonă ca așa, ca așa. Sta să vedem. Du-te că spune că... Da, da, am luat. Sta să vedem. Unde-i Laurențiu? Nu, prieten, vă glumim noi. Laurențiule? Unde ești, mamă? Ia uite-ți pe Laurențiu. Hai, da, bă, Laurențiu. Ia dă-mi face. Vezi pe lăudași pe Laurențiu. Apoi trecurăm amândoi. M-a crescut Laurențiu. Mi-a mâncat la tata de Laurențiu. Tu ai zis că ce să plimbă. Laurențiule, David te iubește. David, ești la Craiova. Uite, papule, pe Laurențiu aici. A mâncat tata de. Mare iubitor a fost ăsta în viața lui. Și de găini, și de coco, și de... Da, a crescut, uite. Și de femei. Mâncați așa pieptul tău să-ți-l mâncă. A, bă, dacă aveai tu, de bere, tu bere, nu bere, ia să dăm pe iarbă, ia. Nu, că le-a câinii, le-a câinii. Le-a, le-a santuză, nu faci așa. Nu le-a, lasă-mi să mânce și el iarbă, ia. Te-dică să mă dară oșa o rocană, mă rămâr, bă. Lasă-mă să mânce iarbă, uite. Noaptea-i de iarbă. Nu mai glasă-și prin vie pe acolo. Linele le jucă și mai așecat așa o rocană. Lasă-mă că le iau eu. Lea câinii după el. Nu, că le iau eu, bulibac. Bine. Lasă-l o jumătate de oră acolo. Jumătate de oră, până 2 minute îl mai găsesc. Stai că vine Santuzo acum, stai să vezi. Nu, mă, Santuzo, am făcut test cu el. Da. Bă, câinile la găini. Da. Bă, păi ce dacă câinii n-au trebuit. Bă, așa vește ceva. Doamne, ferește. Stai și la pariu.
Păi ce faci? Bă, voi nu mai beți. Ai noroc. Păi ce să mai bea? Le mai avea o tură. Treaba ta, dacă de ce bă, ești o tură. Bă, nu mai bea, mă. Săracilor. Păi nu mai bea, n-auzi și când auzi. Te-ai căcat în ea de afacere. Uite de lumină la Laurențu. Ia acolo, e bine. Bagă și el iarbă. Bagă și el bot, ce faci acolo? Să plimb. Nu cunoaște zona. De asta. Să ai gagică cu brățare la picior. Ia, a băgat un om altul. A zis că filmează o țără, au trecut 10 minute. Păi nu, că așa vreau ele. Mă, dar ți-e îți place să beau? Mai morge, drag, morge. Nici la maică s-a nu s-a dus și noi trebuie eu... Hai, aduceți-vă, voi, rămân singur. Eu m-am angajat asistentă, trebuie să merg să iau diabetul, să iau tensiunea. Bine, hai, duceți-vă acolo și lăsați-mă singur să vezi ce îmi fac un grătar singur. Mai, bine, stați aici. Ce face grătarul ăla? Ce pune? Eu. Pe Laurențiu, cred că-l pune. Pe Laurențiu, ce pui? Nu pe Laurențiu. Dau drumul, am eu un frigider. Păi am pastramă de oaie, pun grătarul, să vedeți, prieteni, de nu îi place așa. Dar cărbunea aia, cu ce a prins focul? Am lemne acolo. A, te apucă dimineața. Ce vorbești cu pârlitorul, dau drumul. Te apucă de bă, dăm drumul la grătar, vrei? Vrei, Florine? Noaptea, dar ai zis că tu nu mănânci noaptea. Ha, eu zic, Macu face grăhe la tine. Hai la Macu, hai. Hai la Macu, ia uzi. Nu mai scapă oamenii de voi. Păi să mănâncă și oamenii, că asta nu cred că am mâncat. Hai, dă drumul la grătar, hai la tine. Hai, mergem la Macu. Dar poți tu ai fi în stare să mai mergi. Duce la maică, te lasă-mă la Macu. Păi încheierea acolo. Păi încheierea. Prieteni. Prieteni. Revenim mâine să vedem cum ne simțim mâine. Cum? Prieteni, mâine vă pupăm. În seara asta vă dorim o seară. Dacă mâine mai suntem trăiți, dacă nu... Mâine punem vlogul, prieteni. Vă pupăm o seară faină. Vă iubim. Ce-ai făcut? Să vadă lumea și după pileală și mangără și mai mănâncă omul. Mă, când pe aia? Păi mănânc singur. La ora asta nu mai merge. Dacă n-am mâncat și noi astăzi... Cu asta fumată am eu aici. Da. Hă? Mamă. Brânză, coastă, roșie, pateu. Așa să mănâncă mix. Acum pe căldurile ăștia ce să mănânci? Mâncare, ciorbă? Adevărat. Ce să mănânzi? Adevărat. Mamă, ia să tai o bucată. Asta nu e? Aia, tai din aia, uite, mușchiul ăla, așa. Ăla. Ăsta e de la găleată de ăla? Da. Asta ne ajunge. Așa, aia tăi. Ia. Mamă, devlai mo. Ai bă muzică. Numai că e ora 11. Și de la ajunge cine fumuiere. Păi da. Hai. Pateu. Carne găleată, nesărată. Brânză de oaie. Foarte grasă. Roșie de la Mama Natura. Originale bio. Ce? E sărat, mie nu-mi place ăsta. Nu-mi place ăsta. Ăla la cutie mie îmi place, ăsta nu-mi place. Eu zic că miroase a medicamente. Dar coastele astea... Dă-ne o bucată așa, 20 de lei. Păi de ce? Pentru că e ceva adevărat, e tratat, e... Da. Mamă, ce bine miroase. La fumătură foarte lentă. Foarte bun. Să fiu poftă? Nu. Dar mănâncă, brei. Mai mănânc eu la ora asta. Păi nu mai, dar nu pot să dorm. Nu știi povestea. Ce? Dacă mănânc, nu pot. Nu pot să dorm, e rău.
Uite, prieten, cum mă tratez. Așa că duc Adam. Mă, câmpeană, mă. Am vorbit cu ginerele meu. Te duc în Turcia. Bine, cu taci din gură, cu gata. El va fi ginerele meu adevărat. Chiar pe bune. Să străiesc. Chiar e, ai văzut pe cine la tine? Am văzut. Prieten. Îi pare rău de mine. Pentru că și-a fost și el, ca și știe. Nu logodesc eu. Logodesc. Știți că v-am zis? Chiar îi pare rău de câmpeană. Păi el știe ce înseamnă treaba asta, că nic... El e în Turcia acum, asta e a doua oară care se operează. Se face foarte slim. O să-mi spuneți peste o lună, până în septembrie. Eu nu contează. Eu pe lumina acolo vreau să o dau. Și ea va fi de acord. Pentru că o să vadă. O să vadă. Pentru că băiatul se face slim. Și o să-mi spune și voi. Din toate punctele de vedere e ok. Nu o să mai zică nici lumina nimic. O simt eu pe lumina. Vrea și ea. Spun aici, nu contează. Ștefi e prietenul meu bun. Care m-a sunat azi de cel puțin 10 ori. De cel puțin 10 ori m-a sunat. Care va intra la operație. Și o să fie bine. Dar o duc și pe lumina acolo. Ar trebui lumina să stea acolo lângă ea. A întrebat de ea. A înlut? Ce să fac? Fac și eu ce pot. Coastele astea sunt bele. Mm. Cum sunt ale mele. Ale tale ce au? Numai alcool cred că ai pe ele. Ale mele sunt afumate și mai. Păi știu că sunt afumate, dar au și alcool. 100%. Sunt afumate ca astea. Da, știu. Hă? Nu? Știu, da. Ale tale sunt așa mai uscate, ale mele sunt cu mai grăsime, așa. Pe ce și... Nu poate să ți-o pun pe grătare. Ai de mine. E vrei? Ca oaia, ai văzut aia? Care tai așa de... Care oaie? Când cumperi o oaie grasă, ai văzut? Aaaa... Tu ești grăsana mea? Da. Tu ești grăsulina mea? Da, da. Arăți și vecinii de noi. Păi, turbați. Tu l-ai, Doamne. Mi-a numit dor de David. Și mie, parcă goala singură. Asta a doua zi de când David e la Craiova, la Neamuri. Da, nu mi l-a lăsat cu mine. Dar și eu nu stăteam. Nu, lasă plimbe și eu la Neamuri, la Craiova, prin parcuri, n-ai văzut. Da, noi mai avem unul în casă. Sunt niște oameni de nota 2000, cu scrii noștri de la Craiova. Sunt niște băieți, niște oameni foarte umblați, cu bani și chiar sunt super. Se vede un care e umblat, care are cașcaval. Din toate punctele de vedere,
Dar la tine se vede? La mine eu sunt sărac. N-ai marule. Păi da. N-are mers bani. Dă-te-mi puii mei că scot acum. De gata. Unde ai mă bani? Aștept să iei salariu. Mă, lasă salariu, că eu fac de plăcere YouTube-ul. Mă, ce zici, nu-ți faci pentru bani. Uite, eu îl fac pentru bani. De întreținere, când nu te împărțești cu YouTube-ul. Eu sunt materialistă. Ha? Eu sunt materialistă. Pe cașcaval? Păi da. Hai, mă. Păi da. Păi da. Păi de asta ai tu cu mine pe cașcaval. Nu, cum te-am luat pe bune pe secundă de două afară din curte? Mă, ce zici? Eu glumesc cu tine, tu chiar ai luat așa, că eu stau pe averea muierii. Păi, dacă tu ești pătimit cu mine, cum spusă doamna aia, te țin că tu nu pleci de frică, că... Mai multe, doamne. Mai multe, doamne? Bine, doamnelor. În secundă, doi, geacă răpoteca. Mă, ce zici? Da? Păi tu crezi că ce? Ia uite. Să nu-l credeți. El de asta știi că e frică că-l dau afară. L-am cumpărat, l-am luat jineri în casă. Câți bani ai dat pe mine? Of, cât am dat atunci pe timpul ăla. Ce-a cumpărat tata? 25 de galbene. Erau galbene atunci. A dat tata pe tine. Deci mi-a dat? Dă-mi galbene, am fost și am plecat. Păi de ce să... Păi tu unde ai mâncat, ai băut tot timpul ăștia? 35 de ani, îți dai seama? Nu, fii atent, dăm 20 de galbene, îți dați 5. Îmi iau cuții. Și găinile. Găinile și pe... Pe Laurențu, nu ți-l dau pe Laurențu. Fernando Colombo. Pe Laurențu nu ți-l dau. E al lui David. E al lui David. Și am plecat. Da. Cât? Pe eu vorbesc. Cât? Și tu-ți. Bă, dar mai mănânc? Mănâncă, să nu dai la boboci. Știi că omul biat mănâncă... Ca măgar. Auzi? Ca porcul. Dar tu, la doamne, foame ți-a fost? Da. Săracul de tine. Păi mânca grătare, mirosea aia capră. Când ai gargică șucară, o pai de da. Și pleci cu ea până la gară, o numai de gajici vorbeai, dar al dreacă în gâtul tău. Mână, fără gajici, e ca omul fără... Păi da. Păi da. Ce ai văzut și tu între ai tăi și dădeai și tu. Dădeai, făgai și ai și tu, fie... Figur cu gajin, vorbeai și tu. A, da, te sună. Cine? Dănuț sau nu văd? Ia-o vezi.